Astăzi este joi, 13 iulie 2017, mă aflu în orașul Găiești, din județul Dâmbovița, la îmbarcarea porumbeilor, particip la îmbarcarea porumbeilor pentru maratonul colombofil organizat în fiecare an de către UCPR. Anul acesta se va organiza din orașul Cumiala, din Polonia, dacă nu greșesc, da? Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un alt campion național din această zonă. Este vorba despre domnul Voina Cătălin, da? Dacă nu greșesc. Da. Perfect. Vă salut, ce faceți? Vă salut și eu. Aici, cu îmbarcarea porumbeilor. Cum decurge treaba? Treaba decurge ca de obicei la noi aici, în zona Găieștiului. Știu foarte, că sunteți o grupare foarte unită. Foarte bună. Suntem în jur de 300 de colombofili în jurul orașului Găiești. Nu știu dacă se mai găsește și în altă grupare din România. Asemenea. În București se mai găsește, nu știu pe ce concert. Probabil că da. Să zic. Așa, și ce să vă spun, așteptăm cu ardoare câți, câți porumbei ați îmbarcat, domnul Cătălin, azi? Deci azi am îmbarcat o echipă de 5 porumbei. Bătrân, tineri? Numai porumbei maturi. Cu experiență, nu? Porumbei, dar cu sunt experiență, cu experiență pe Ucraina, bănuiesc mai mult, nu? Cu experiență pe Ucraina, da, vă dați seama că atâția ani de zile, nu mai știu, 2010-2011... Exact. Sau, și anul ăsta ați fost obligat să vă... Și anul ăsta, fiind schimbarea asta de rută, direcție, da, n-am avut ce să facem. Trebuie să ne... Și cum stau porumbei pe care i-ați angajat astăzi, cum stau din punct de vedere al punctajelor până la acest moment? Au venit bine sau n-ați băgat top prea, de top acasă? Nu prea. Da, mai am câțiva porumbei opriți acasă și pentru etapa care urmează să intermediara din Polonia, Lublin sau... Da, Lublin. Așa, ce să vă spun, nu am niște punctaje extraordinare, se poate schimba istoria cu astea două maratoane care le avem, Cumiala și ultimul maraton, Golda organizat. Câte mai aveți? Două maratoane, am înțeles, două fonduri? Două maratoane și două fonduri. Super. Să pot schimba, mai ales că porumbeii noștri sunt niște porumbei formați special pe linie de pășușă, da, de maraton. Exact, știu. Așa, și acum aici așteptăm să facă ce le place lor și nou. Și să vină cât mai bine acasă, da? Da, sper să vină cât mai bine și să scoatem un punctaj adecvat la nivel național. Domnul Cătălin, din câte știu eu despre dumneavoastră, sunteți un crescător cu rezultate bune în ultimii ani. Dacă sunteți amabil să ne dați câteva detalii despre ele, deci ce locuri... Până în 2012 am activat împreună, am făcut un tandem care zic eu că a mers foarte bine la nivel național cu un cumnat al meu, un Nando, la Găiești. Sunteți cumnat cu domnul Nando? Da, suntem cumnați. Și înainte de a fi cumnați prieteni foarte buni, am reușit să combinăm împreună niște porumbei pe care am adus împreună, direct sau indirect, de la anumiți crescători, cum ar fi domnul Matache Ștefan, domnul Dumitrache Marian de la Bărcănești, acea care e deja rămas o emblemă și o legendă a sportului colombofil. Și porumbei ăștia cu ceva combinații de aici, de la campionii zonali, cum ar fi Ștefan Ionuț sau Stoica Vasile de la Petrești, i-am combinat și au dat, să știi, niște porumbei de excepție, care nu numai la noi fac rezultate, dar și la alți colegi de-ai noștri și din zonă și din alte zone ale țării. Da. Deci au confirmat și în alte crescături și în alte zone. Da, sunt niște porumbei deosebiți de agili, pe special pe maraton. Pentru că noi în zona asta deja de ani de zile nu mai zburăm decât fond și maraton. Iar etapele în țară sunt considerate etape de antrenament premergătoare etapelor de fond și maraton. Așa este. Și cum am zis, suntem o grupare destul de înghegată. În jurul orașului Găiești suntem undeva... Știu, am auzit mai lucruri frumoase despre... Deci primul fond la noi nu cred să fi avut și nu mi-aduc aminte, cel puțin în ultimii 10 ani de zile, să fi avut sub 5.000 de porumbei la primul fond angajat. Și numeric mare, așa, da, este, așa este. Și numeric mare. Și zona Găiești totdeauna a dat campioni naționali la categoriile astea pe care le jucăm noi. Fie palmares sau la an, maraton... Extrem. Deci rezultatele dumneavoastră cele mai bune la categoriile astea regina au fost, nu? La nivel național. Da, sunt campion național împreună cu fratele meu, acum spunem frații Voinea plus Nando, frații Voinea plus Radu. Acum suntem frații Voinea, dar într-adevăr rezultatele mari care ne-au proporționat, ca să spun eu așa, la nivel național, a fost cele în momentul în care am jucat împreună cu natul meu, cu Nando. Porumbei creșteți mulți acasă? Câți aveți? Porumbei, da, am jur de 200 de porumbei. Avem... Lotul de zbor cât e? Format din câți? În jur de 40, maxim 50 de porumbei la lot de zbor. La matcă, câte perechi? La matcă în jur de 20 de perechi avem. Și acum să zic că avem 70-80 de puișuri pe care pregătim pentru... Spuneți-mi, zborurile de toamna cu pui sunt concludente pentru dumneavoastră? Sunt ele relevante? Da, sunt de acord. Și mergeți cu, îi zburați cu clubul, nu? Zburăm cu clubul, dăm 2-3 etape, după care nu prea suntem de acord cu astea mai lungi, gen Nicolaev sau eu știu... Cât aveți până la Nicolaev de aici, de exemplu? Până la Nicolaev avem undeva în jur la 600 de kilometri. Da, sunt mulți. 600 de kilometri. Eu zic că undeva, vorbesc din punctul meu de vedere,
un 300, un 350, ce rămâne de acolo e suficient pentru un pui, nu? Să merită pentru anul următor, da. să mănânce în crescătorie și să-l... Ia spuneți-mi, domnul Cătălești, sunteți un crescător răbdător cu porumbei noastră? Câți ani le acordați credit, de exemplu, până decideți? Cam 2 ani, nu? Deci în jur de 2 ani de zile. Deci ca pui și iarling sau ca iarling și încă un an? Ca iarling să-mi facă undeva, nu știu, ca iarling să-mi facă undeva până la 700 de kilometri. Deci îl băgați cam până la 700, cam nu? Cam până la 700. Era treaba concludentă în proporție de 90% părut asta a Ucrainei, fiind o zonă mudășes, o zonă mai ușoară. Acum, într-adevăr, e puțin mai greu, dar totuși rămân adeptul ca iarlingul să fie zburat undeva până la 700 de kilometri. Da. Așa? Și anul următor, nu știu. Deci după 2 ani, dacă nu sunteți mulțumit de rezultatele lor, lui îi eliminați, nu? Îi scoateți. După 2 ani de zile, da. Adică nu prea mare, în mare parte, dar... Trebuie să le acordați șansa altora, nu? Trebuie. Celor care vin din urmă. Exact. Dar da. Acum rămân, să știți că rămân prea puțin de aici, după Polonia, ca să mai rămână... Eu bine, a fost și schimbarea de rută. Probabil exact. Că după un an, doi, dacă zboară porumbei pe aceeași rută, deja se stabilizează. Să sperăm asta și ne dorim ca să rămânem cât mai mult timp aceeași rută, pentru că nu... Exact. Nu e... Schimbarea asta de rută a fost obligatorie anul ăsta, pentru da, că asta astea au fost condițiile la ei. A fost toată lumea, dar n-a fost numai pentru noi. Da. Sperăm să facem treabă bună. Ce să zic? Ia spuneți-mi, în calitate de campion național, să zic așa, ce importanță considerați că are el norocul pentru dumneavoastră? Vă ajută să ajungeți campion național și când vă trebuie noroc într-o crescătorie? Norocul face parte și de... Face parte din joc? Din joc, dar ca, nu știu, crescătorul și porumbelul... Sunt primordiale, nu? Când vă formați perechile de matcă, după ce criterii vi le formați? Ține seama de pedigree în principal sau rezultatele porumbeilor sau origine? Nu prea țin. De origine, da, dar pedigriele... Sunt orientative, să zic așa, obicei, nu? Obicei introduc porumbei numai de la campionii zonali, dacă se introduc. Eu știu, un frate sau un fiu... Sau din crescătoria proprie, dacă v-au confirmat în decursul anilor, nu? Da. Dar în rest nu sunt adeptul să... Merge și pe consanguinizări la matcă? Da? Și zburați produsii din perechile astea mai consanguine? Da. Chiar vreau să vă spun că în 2013 chiar am avut locul 2 național maraton. Cum ascul... Destul de consanguin, nu? Destul de consanguinizat, să știți. Am înțeles. Și maraton, și palmares, și foarte, foarte bun. Ochii porumbeilor sunt importanți pentru dumneavoastră? Nu-i urmăriți, nu? Nu vă formați perechile după... Nu. Ok. Ca și talia, așa cum preferați porumbei? Ca și talia, talia mijlociu spre mediu. Spre mediu, nu? Culori preferate aveți? Da, albastru și stropit. Albastru și stropit, nu? Da. Dar la ochi nu vă uitați la culoare, să fie pe alb, că unii spun că, mă rog, nu perechează doi porumbei cu ochii albi, că sunt recesivi mai și... Mai țin, să știți că mai țin cont mai de lucrul acesta, dar în prealabil, dacă am doi campioni cu ochiul alb, vă dați seama că nu mai țin cont de lucrul acesta. Da. Îi pun la pereche fără niciun fel de probleme. Am înțeles. Și ultima întrebare, dacă sunteți amabil, ce așteptări aveți la finalul anului 2017? Ce v-ați dori să obțineți? Ce rezultate? La ce categorii? 2017, vă dați seama, ca orice jucător de lungă distanță. Eu știu, în primii trei la maraton fecei, la palmares fond. Categoriile astea grele, nu? Și ce-am rămas acum, că s-a mai schimbat puțin regulamentul sportiv și nici nu mai știm sigur ce mai e și cum mai e. Dar astea două categorii, pentru că te propulsează în lotul național și vă dați seama, e dorința oricărui columbofil, cu astea două sigur mi le doresc. Aveți dreptate. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Și vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumesc. Cu stima.